La începutul fiecărui an, astrologii fac previziuni pentru anul care începe. Profesorul Tit Tihon este preocupat de foarte multă vreme de influența astrelor asupra vieții cotidiene a pământenilor pe care o analizează la începutul fiecărui an. Vorbesc despre 12 zodii, dar e greșit spus. Este vorba de 13 zodii, pentru că Oficus a fost scos de majoritatea astronomilor, fiind mai greu și adaptându-se la o anumită perioadă de timp la calendarul. La calendarul care este gregorian, iulian, împărțit la 12 luni. Dar cu toate că acest lucru nu are legătură cu zodiacul. Cele 13 zodii există, a trebuit să fie Oficus, de exemplu, înzător de șef, șerpi, care este la baza medicinii prin impotec, și Asclepios, care de fapt este considerat ca singurul zeu pământean. De acolo a plecat, e vorba de simbolul care este acel caducel cu șarpele încolocit, care reprezintă și îl găsim la toate farmaciile. Profesorul de astronomie este convins că mișcarea astelor influențează viața omului pe această planetă încă din cele mai vechi timpuri. În departajarea zodiilor este arbitrară, nu are nicio legătură. Dar a crede în, a nu crede în faptul că eu sunt și am părticică din toate energiile care există la ora actuală în univers, este deja de acum altă problemă. Este imposibil să nu credem acest lucru. Și în această privință pot să argumentez spunând că nu de la Adam și Eva, ci înainte de Adam și Eva, înainte de sumerieni, înainte de tot lucrul acesta, există un așa numit, cum l-am denumit, pun în mâinile mele, ADN universal, care a plecat de la o entitate inițială, punem în ghilimele, putem să o numim Dumnezeu, Allah sau Buddha sau în sfârșit, nu are importanță cum numim această entitate inițială sau putem să o numim și chiar abstract, simplu entitate inițială, din care toate au fost programate înainte. Ca atare eu sunt dinainte programat. Deci, dacă sunt programat și am o existență de dincolo de 14 miliarde de ani, bine, cu toate elementele care sunt transmise de-a lungul acestui îndelungat timp. Și atunci, ajungând la această formă care am astăzi, că de fapt, fac o paranteză, este o formă materială. Dincolo de această formă materială, există o formă energetică, se spune spirit, se spune suflet, nu are importanță, dar în interiorul, în interiorul acestei forme materiale este spiritul. Deci, ca atare, în existența ADN-ului meu, care face parte din celelalte două ADN-uri care s-au combinat datorită dorinții mele astrale din constelația Neot, când mi-am ales părinții. Ca atare, este imposibil a spune nu, a nu crede în energiile care ne influențează la data nașterii, care data nașterii are o totală legătură cu dorința de dinainte a revenirii de această planetă materială. Astrologii vorbesc și despre greșelile politice catastrofale ale anului anterior care au determinat pe români să voteze masiv pentru o soluție social-democrată de conducere a țării. A vorbit despre președinții, despre greșelile făcute în ultimul an, au fost catastrofale. Dar nu mai vorbim despre ce, toată lumea știe despre ce este vorba. Iar micul nostru om cu energia lui pământeană, împrumutată din energiile extraterestre, s-ar părea că are dreptate. Eu n-aș vedea rău în ceea ce se întâmplă la ora actuală, că România este colorată în roșu. S-ar putea ca roșu ăsta, începând de anul acesta, să ne aducă chiar salvarea țării. Tit Tihon susține că era de așteptat ca primarul romanului să candideze pentru Parlamentul României pentru un post de deputat. Spus de atunci, în acea emisiune, trebuie găsită, ca să nu spună cineva că nu vă spun în adevăr. Am spus despre domnul Laurențiu, despre ce și cum. Și am spus că tot astrologii parcă discutară, am spus acolo că astrele îl vor duce pe acest om dincolo de posibilitățile lui. Și ceea ce s-a întâmplat. Acesta a fost greșeala cea mai mare, a fost în momentul când s-a bătut palma cu blonda de la Cotroceni, când
Și la Roma, deci Elena Udrea, da. Să zicem, bine, a fost tot o decizie politică și nu i-a aparținut, asta o știm. Dar s-a greșit. Dacă ești puternic și tare pe credința pe care ai și dorința de a face într-adevăr bine... Puternic este că face parte, născut în 5 august 1965, este leu. Da, da, le mai au și au și unele defecte, nu numai că este pe dorința de putere întotdeauna duce la alte lucruri, dorința chiar și de frumos, de aur, de asemenea sunt lucruri care sunt, eu nu, în zodia leului, dacă intrăm cumva să discutăm despre zodia leului, ar putea să vedem, pentru că sunt foarte bune lucruri, foarte, foarte bune, sunt la pragul de sus, dar în același timp sunt foarte multe lucruri rele care sunt la pragul de jos. Și ca atare, nu vorbim, dar atunci am spus pe rolul că va merge în Parlament. Și hai să nu intrăm, aici a început declinul. E pur și simplu. Cu toate că poziția socială, afacerile sau, eu știu, buzunarul va fi plin, dar înșelarea unui popor, toți sunt ghilimele popor, e vorba de localnici, de romașcani, a înșala profitând de faptul că mergem la pe poziția de primar și apoi zici, da, eu mă duc în Parlament, stimați cetățeni romașcani, vă voi ajuta mai mult din Parlament. Ți-o credem. Ce, cu cine a ajutat ceilalți care au fost în PSD sau care au fost în alte formațiuni? Vedem acum în județul Neamț. Astrologul Tit Tihon crede că anul 2017 va fi unul plin de eforturi pentru redresarea situației economice și financiare a României. Măsura în care aceste eforturi vor avea și o finalitate rămâne de văzut, pentru că acestea depind de resursele financiare ale unui buget din ce în ce mai sleit.